Eu m-am exprimat și ieri vis-a-vis de activitatea pe care a avut-o Mihai Tudose ca premier și am apreciat-o pentru că am lucrat foarte bine și cu dumnealui și cu domnul Ciolacu și cu ceilalți miniștri. Trebuie să recunosc că chiar a fost un premier implicat, adică nu mi s-a întâmplat ca și în cazul domnului Grindeanu, când erau luni întregi în care nu ne auzeam măcar la un telefon. Nu, cu premierul Tudose vorbeam chiar și de 4 ori pe zi, pe, sigur, subiectele arzătoare. Dar de ce credeți că s-a ajuns în punctul acesta? Nu mă întrebați pe mine acest lucru, că n-aș putea eu să vă spun. Ați votat pentru retragerea sprijinului politic? Da, am participat la aceste discuții, în principal faptul că înainte să apar public la televiziune ar fi trebuit să discute toate lucrurile care îl deranjau în guvern în cadrul ședințelor de comitet executiv. Relația mea cu premierul Tudose, vă spun încă o dată, este una bună, este un coleg de partid, rămâne vicepreședinte al partidului și mă bucură foarte mult acest lucru. A colaborat mai prost cu partidul și acest lucru s-a văzut.